Într-un clip anterior v-am arătat cum se diagramează pasajul și am luat același text acum pentru că vreau să facem și câteva observații pe acest text. Dar nu uitați, primul lucru pe care l-am de făcut într-un text este să identific verbele. Da? Smeriți-vă, el să vă înalțe. În funcție de verbe, delimitez propozițiile. Da? Adică aici e prima, aici e a doua. După aceea, tipul de propoziții. Care este tipul de propoziții? Aceasta este o propoziție principală, aceasta este o propoziție secundară și datorită acestui element de legătură care arată că se leagă de propoziția asta și nu poate să stea singură. Da? După ce am stabilit tipul de propoziții, extrag tema pasajului. Extrag tema pasajului de unde? Normal, din propoziția principală. Este normal. Și propoziția principală este aceasta, da? Smeriți-vă, este porunca de smerirea. Dar fiindcă multe pasaje din Biblie vorbesc despre smerire, acest imperativ este legat de ceva. Smeriți-vă sub mâna tare lui Dumnezeu, da? O să formulez în mai multe moduri, eu o să scriu smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, da? Asta este tema pasajului. Ce ne spune Scriptura în locul acesta despre smerirea înaintea lui Dumnezeu? Dacă vă uitați chiar la liniile propozițiilor, da? Asta este prima linie, asta este a doua linie. Dacă punem cu alte culori să observăm mai bine. Da? Asta este prima linie. Ce spune Biblia despre smerire? Păi primul lucru pe care îl spune despre smerire este că trebuie să fie sub mâna tare, da? A lui Dumnezeu. Adică, unde să te smerești? Asta e primul lucru care spune. Unde să te smerești? Da? Iar al doilea lucru, pentru că arată motivul, nu? Motivul. Sau, de ce să te smerești sub mâna tare a lui Dumnezeu? De ce? Pentru că Dumnezeu înalță. Adică coboară-te tu, că Dumnezeu te poate înălța, da? Expresia mâna tare a lui Dumnezeu nu este o amenințare. Smerește sub mâna tare a lui Dumnezeu, că Dumnezeu te poate face praf. Ci smerirea sub mâna tare a lui Dumnezeu se leagă de tare acestea, se leagă de ce spune imediat aici, de puterea lui Dumnezeu de a te înălța. Adică prima încurajare pe care ți-o dă ca să te smerești, preluată din punctul 1, este puterea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu are o mână puternică și de aceea smerește-te, fiindcă El te poate smeri dacă nu te smerești tu, dar dacă te smerești tu, El te poate înălța. Da? Și a doua încurajare pe care ți-o dă ca să te smerești este promisiunea. Promisiunea lui Dumnezeu. Da? Promisiunea lui Dumnezeu. Care este promisiunea lui Dumnezeu? Deci, vedeți, lucrurile pot fi prezentate în două moduri. Da? Unde să te smerești, de ce să te smerești sau poți să prezinți smerenia în funcție de puterea lui Dumnezeu și de promisiunea pe care ți-o face Dumnezeu, că El înalță, da? Dar aici sunt două aspecte foarte importante. 1 și 2. Că Dumnezeu ne înalță, că Dumnezeu ne înalță, vedeți aici, la vremea Lui și că El o face, da? Deci, momentul. Nu când vreau eu, ci când vrea El. Adică eu pot să consider la un moment dat că m-am smerit suficient. Dumnezeu poate să considere că nu m-am smerit suficient. El are libertate, suveranitate chiar și asupra momentului în care se ne înalțe. Și în al doilea rând, spune că autorul înălțării este Dumnezeu. El este autorul înălțării noastre. El nu zice, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și când considerați voi că v-ați smerit destul, după aia înălțați-o. Nu. Autorul înălțării noastre este Dumnezeu. Da? Este Dumnezeu. Când vrea El, ne înalță. Bun. Și încă un aspect foarte important. Scriptura ne arată în locul acesta suficient de clar că smerirea trebuie făcută cu privire la propria persoană. Da? Smeriți-vă pe voi, propria persoană. Nu mă cheamă Dumnezeu să smeresc eu pe alții,
și să mă smeresc pe mine. Deci așadar, ideea care este? Ideea este că dacă urmezi pașii aceștia, eu fac foarte rapid, dar dacă urmezi pașii aceștia, ajungi să vezi nu doar tema pasajului, care este un lucru extraordinar de important, și tema o aflăm urmărind pașii care i-am arătat aici, da? Ăștia, da? Nu doar tema pasajului, ci aflăm și detalii despre tema respectivă, da? Nuanțele, teologia pasajului, da? Teologia, da? Care o poți afla foarte simplu punând întrebări, da? Ce spune textul despre tema? Ce spune textul despre porunca de a ne smeri de aici? Ce ne spune textul? Păi ne spune. Unde să ne smerim, vedeți aici? De ce să ne smerim? Da? Asta e un mod în care poți prezenta lucrurile sau poți prezenta lucrurile în modul ăsta. Da? Să ne smerim. Și suntem motivați de puterea lui Dumnezeu. Să ne smerim și suntem motivați de promisiunea lui Dumnezeu. Da? Un pasaj absolut superb, scurt, un simplu verset, dar care are atâta bogăție în el, pentru simplu fapt că îți iei 5-10 minute să diagramezi și să-l studiezi. Decât să faci o citire foarte rapidă, fără să rămâi cu nimic, în ziua aceea poți și ai alternativa să studiezi cu adevărat.